Bine v-am regăsit la o nouă lecție din seria celor dedicate aplicației Microsoft Access 2010. În această lecție vom vedea cum putem să utilizăm interogări parametrizate. Voi deschide aplicația Access, în care pentru acest exercițiu vom folosi trei tabele. O primă tabelă de clienți pentru a returna numele clientului, care a făcut o tranzacție și aici observați că avem doar ID client, ID produs. Așa că dacă vrem să afișăm ce client a făcut o tranzacție cu un anumit produs, va trebui să folosim cele trei tabele. Și pentru exercițiul nostru vom dori să afișăm clientul care a făcut o tranzacție și vom selecta mai întâi numele clientului care a făcut o tranzacție într-un anumit interval, într-o anumită perioadă și vom vedea ce produse a comandat. Așa că vom închide tabelele, nu salvăm pentru că nu vrem să modificăm tabela de client și vom crea o interogare utilizând Query Design și vom adăuga cele trei tabele de care vorbeam mai devreme. Clienți, tranzacții și produse. Și închidem fereastra Show Table pentru a selecta acum câmpurile de care avem nevoie în interogarea noastră. Și spuneam că vrem să afișăm numele clientului, produsul comandat de către acesta și data la care a fost comandat. Dar, pentru că folosim interogări parametrizate, vom stabili câteva criterii. Cu un click dreapta și opțiunea Zoom, voi alege un font mai mare pentru a fi mai vizibil și spuneam că vom dori să alegem numele clientului. Deci, câmpul nume client. Atenție la greșelile de dactilografiere. Să fie ce? Putem să scriem din start client A, doar că în acest caz această interogare va returna de fiecare dată numai informații despre clientul A. Așa că pentru a ni se cere această informație de la tastatură, vom pune între paranteze drepte un parametru. Introduceți numele clientului și închideți paranteza. Deci ni se va afișa acest mesaj, introduceți numele clientului și noi vom tasta numele clientului. Ok, putem să facem o probă, să executăm acest query și introducând client A și apăsând butonul OK, vom vedea toate produsele comandate de către acest client, dar vom dori să le vedem doar pe acelea dintr-o anumită perioadă. Așa că revenim în mod design pentru query-ul nostru și pentru coloana data tranzacție vom selecta un criteriu, click dreapta, zoom. Am spus că vrem datele tranzacții într-o anumită perioadă. Așa că vom folosi operatorul between. Și pentru că vom solicita de la tastatură data maximă și data minimă, vom pune parametrii respectivi. Introduceți data maximă și apoi, tot între paranteze drepte, introduceți data minimă. Deci, sintaxa operatorului between este să avem o dată minimă și o dată maximă. Intenționat am pus în această ordine pentru a vedea și cum putem să aranjăm apoi acești parametri. Dacă executăm încă o dată interogarea,
Vom introduce numele clientului și după ce apăsăm butonul OK, vom introduce data maximă și va fi așa, luna a treia, data de 1 din anul 2013 și apăsăm OK și data minimă, tot pentru luna martie, data de 31, anul 2013. OK. Și ne-au fost returnate datele pentru acest interval. Revenind în modul design, spuneam că puteți ordona parametrii care vi se cer de la tastatură și aceasta o puteți face folosind opțiunea Parameters și va trebui să introduceți parametrii în ordinea în care apar ei, dar exact așa cum i-ați tastat atunci când ați completat câmpul criteria. Deci, introduceți numele clientului, este de tip text, introduceți data minimă, de tip date time, puteți să selectați din listă ce tip de dată și introduceți data maximă, tot de tip date time. După ce selectăm OK și reexecutăm query-ul nostru, observați, acum apare mai întâi numele clientului, ceea ce este corect. Asta era și ordinea de dinainte, client A. OK. Și de această dată mai întâi ni se cere data minimă. Luna 3-a, data de 1 anul 2013. Tot luna 3-a, data de 31 pentru data maximă. Și avem iar informațiile. Deci rețineți că parametrii vor fi solicitați de la tastatură în ordinea definirilor în designerul de query-uri. Deci introduceți numele clientului, data maximă și apoi data minimă. Dacă doriți să schimbați ordinea folosind opțiunea Parameters, va trebui să reintroduceți voi manual fiecare parametru în parte și tipul de dată, exact în ordinea în care doriți să fie solicitați la momentul execuției. Deci, rețineți că pentru interogări parametrizate, introduceți textul între paranteze drepte, acel text care va apare în momentul execuției, și în situația în care folosiți diversi operatori, la fel puteți să utilizați parametrii atâta timp cât folosiți aceeași regulă, între paranteze drepte, introduceți textul care va fi solicitat la execuție. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să urmăriți și celelalte lecții din această serie.